Lucrările la clădirea ce va găzdui viitorul Muzeu al Fierului din municipiul Hunedoara se apropie de finalizare. Este vorba despre o clădire istorică cu o vechime de aproximativ 100 de ani și care, dacă nu se intervenea, avea toate șansele să se degradeze până la prăbușire în următorii ani. Încă puțin și clădirea viitorului Muzeu al Fierului este gata. S-a finalizat și puțul pentru ascensor. Mai sunt de făcut lucrările la pereții interior și ridicarea unei anexe. Muzeul va avea și o curte generoasă de aproximativ 1500 de metri pătrați, în care va fi amplasată și replica de dimensiuni reduse a unui furnal, a transmis Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara. Clădirea, ce datează din 1931, este reabilitată acum în întregime, administrația locală dorind să o transforme într-un nou obiectiv turistic al orașului. Investiția este finanțată din fonduri europene și se ridică la aproape 1,8 milioane de euro.